Această experiență pe care o voi descrie, mi-a luat ceva timp să mă gândesc dacă vreau sau nu să o zic, dar într-un final m-a hotărât să mă așez undeva și să o scriu. Am experimentat câteva lucruri paranormale de-a lungul vieții mele, dar această experiență trebuie să fie cea mai nebunească dintre toate. Povestea are loc în Parcul Național Kings Canyon, prin iulie 2014, împreună cu doi pretendei mei pe care o să-i numesc Matt și Joe. Mai lucra de ceva vreme ca valet de parcare pentru Parcul Național de acolo și asta însemna că era destul de familiar cu zona respectivă. Fiindcă lucra acolo, statul îi oferise o casă închiriată în care stătea cu alți trei colegi care lucrau în parcul respectiv. Eu împreună cu Joe am decis să-l vizităm în săptămâna aceea și nu era prima noastră aventură în acel parc național. Într-una din seriile pe care le-am petrecut acolo, am decis să facem ceva. Nu știam ce anume vrem, dar după o ședință adevărată de brainstorming cu câteva beri la bord, am decis să facem o drumeție grozavă pe care Matt o mai făcuse până atunci. Traseul în sine nu era atât de mare, având aproximativ 4 km de mers până la vârf. Singurul lucru dificil fiind real, creșterea în altitudine care era la aproximativ 700 de metri. În fine, în seara respectivă am făcut planul de bătaie, în care am calculat mai exact ce și cum, ca să nu ne prindă noaptea prin pădure, lucru care nu-l vrea nimeni, bineînțeles. A doua zi, după ce ne-am trezit din beție, mi-a tava liber, așa că după ce am mâncat micul dejun, ne-am făcut bagajele, ne-am pus mâncare, apă și cam tot ce ne trebuia pentru această drumeție prin sălbăticia care este Kings Canyon. După prânz, ne-am pus la drum. După câteva ore, ne-am apropiat de porțiunea de sus și mai aveam cam un kilometru de mers în sus, până ajungeam la vârful cascadelor. Când am început să auzim niște țipete de agonie, vă dați seama că ne-am cam speriat, pentru că nu știam de unde anume vin aceste țipete înfiorătoare. După ce ne-am regrupat, am decis să încercăm să urmărim sunetul până la sursă. După câteva minute, am reușit să ajungem pe o parte stârpă de sub niște pietre. Acolo, am văzut un bărbat într-o baltă de sânge. Și bineînțeles că el era sursa de urlete care ne-a speriat. Aparent, a reușit să cadă și s-a lovit destul de rău. Printre răni avea și piciorul bușit. Mai era obișnuiti cu rând de genul ăsta pentru că, în general, erau destui care se accidentau pe acolo. În fine, a salvăm montii am sunat la salva Monti și l-am asigurat pe tip că o să ajung în cel mai scurt timp posibil ca să-l salveze. După ce ne-am mai calmat și am râs de faptul că niște urlete ne-au cam speriat, am decis să continuăm drumul până în vârful muntelui adică aproximativ încă un kilometru. Înainte să plecăm, i-am zis tipului încotro ne îndreptăm în caz de ceva. După puțin timp, am ajuns în vârf și ne-am setat un loc unde să stăm și să mâncăm. Înainte de asta, am profitat de priveliștea superbă din vârf și ne-am bucurat de această aventură. La puțin timp după ce am ajuns, am văzut elicopterul de salvamontiș cu un coboran vale să-l salveze pe amărutul explorator rănit. Eu fiind mare fan aeronave, am privit cu bucurie în ochi cum pilotul manevra elicopterul. După tot acest spectacol, ne-am dat seama că soarele o să apună în curând și am decis să terminăm de mâncat și să ne pregătim de drumul înapoi spre casă, cât mai aveam lumină naturală. Tocmai când soarele începea să apună, am început călătoria înapoi spre casă. Am trecut pe lângă locul unde era tipul rănit și mi s-a părut ceva ciudat. Nu mai era deloc sânge pe jos. Nu am băgat de seamă în momentul ăla pentru că se întuneca și m-am gândit că poate nu le vedem noi. Pe lângă asta ne cam grăbeam, sincer să fiu. Pe măsură ce coboram pe traseu, se făcea din ce în ce mai întuneric. Lumina lunii nu prea ne ajuta pentru că era norat afară, așa că ne-am folosit lanternele de la telefon pentru a vedea traseul. Aici povestea devine destul de interesantă. Drumul era destul de dificil, așa că ne mișcam destul de greu pe traseu. Dacă pui la socoteală și lipsa luminii, vă dați seama că nu a fost o experiență minunată. Cam la jumătatea drumului, obosisem cu toții. Matt era în față luminând drumul, eu eram al doilea și al treilea era Joe. Era deja bezdă pe traseu când Matt se oprește brusc în fața unui copac imens. Am luminat în față, neînțelegând ce s-a întâmplat, când am văzut ceva care a fugit din spatele pomului pe o altă potecă. Alerga pe două picioare și părea a fi umanoid, dar se mișca într-un mod inuman. Pe lângă asta, părea rănit, aș spune. Era mai mic de înălțime decât noi, dar era extrem de clar că are două mâini și două picioare. Semăna cu o persoană și părea să nu aibă niciun fel de haine pe el. Pielea avea, din câte mi-aduc aminte, o culoare cenușie și parcă avea un fel de blană pe el. Dar nu pot fi foarte sigur, pentru că nu am reușit să văd foarte bine. Toți trei am văzut această creatură și ne-am oprit în locurile noastre. Am început să strălucim în jurul nostru, în încercarea de a vedea unde a fugit, dar nu am reușit să-l prindem. Eram cu toții absolut îngroziți de ceea ce s-a întâmplat în fața noastră și nimeni nu știa ce să zică, pentru că nu știam ce anume am văzut. Partea proastă a toată situația asta era că mai aveam cam încă 2 km de mers pe traseu până ajungeam acasă și nu eram sigur dacă acea creatură ne va urmări sau mai rău. Din fericire, am reușit să ajungem înapoi la casa lui Matt, obosiți și îngroziți de ceea ce am văzut. Ne-am gândit, după ce am intrat în casă și ne-am tras sufletul, că este un skinwalker care s-a speriat de noi, la fel de rău cum ne-a speriat noi de el. Partea ciudată a fost că în noaptea aceea toți trei am visat lucruri ciudate și bizare. Ce este și mai rău este că la câteva zile am vorbit cu cineva din echipa de salva montiști care au fost în ziua aceea să-l ridice pe bărbat. Dar când au ajuns acolo, nu au găsit nimic. Așa că am ajuns la concluzia că persoana respectivă era de fapt un skinwalker care încerca să ne păcălească sau chiar era rănit, nu știu ce să zic. Una peste alta a fost o experiență interesantă chiar dacă ne-a speriat în ultimul hal. Înainte de a încheia povestea, mai am o experiență ciudată, aș spune, în acești munți câțiva ani mai târziu. Campam într-o zonă închisă din Parcul Național Kings Canyon. Era mijlocul nopții când m-am trezit pentru că trebuia să mă ușurez. Și înainte să ies din cort, am văzut un glob de lumină cam la 10 metri de mine, plutind acolo. Nu cred că era o persoană în care juca vreo festă și, din păcate, doar eu am văzut acel glob, dacă ne-am trezit a doua zi, fiecare din prietenii cu care eram acolo au experimentat ceva ciudat. Doi dintre prietenii mei au zis că visele pe care le-au avut au fost la fel de ciudate și bizare ca în noaptea de cu câțiva ani când ne-am întâlnit cu acel skinwalker. Un alt prieten care a fost cu noi a auzit sunete ca un râs toată noaptea și a avut impresia că cineva tot îi aruncă cu pietre pe corpul său toată noaptea. Chestii ciudate, nu o să mint, dar dacă nu uităm peste partea înfiorătoare, este ceva despre acești skinwalker care mă face din ce în ce mai interesat.